tehnologiilor moderne. O mare parte din maestrii mei, care sunt de nivel foarte mare, din China, din Asia, din Eurasia, folosesc din plin toate aceste tehnologii moderne, cum ar fi dispozitivele de biofeedback, aplicațiile de meditație, tehnicile de monitorizare fiziologică, tehnicile de monitorizare a somnului, tehnicile de monitorizare a stării de sănătate, biorezonanța, aparate care lucrează cu frecvențe, cu informație, cu spectronosode. Ei folosesc în plin acest lucru pentru a ajusta starea fizică și energetică pentru a optimiza practicile de vindecare taoiste. Dacă privim problema aceasta, din punct de vedere al biofeedback-ului, da, dispozitivele de biofeedback măsoară răspunsurile fiziologice și ajustează în acest mod practicile meditative. Aplicațiile de meditație de pe telefon. Eu folosesc genul ăsta de aplicații. Este o aplicație foarte bună, care nu costă mare lucru. Imediat. Folosesc în general tot ce poate să-mi ofere Android-ul, fără niciun regret. Efectiv, sunt foarte mulțumit de aplicații care îmi temporizează respirația, gen Pranayama, aplicații care lucrează cu partea de flux respirator sau flux sanguin, aplicații, iată, iată. Aici avem aplicații care mă ajută să-mi regăsesc ritmul biologic personal în munca mea. Deci, aplicațiile respective te ajută să fii ordonat, să creezi un ritm mult mai ușor decât dacă stai de unul singur, îți trebuie ani de zile. Acum totul a devenit mult mai rapid. Tehnologiile wearable, adică tehnologiile la purtător, gen ceasuri, gen clipsuri, gen curele, gen tot felul de senzori care se aplică pe corp, toate aceste tehnologii pot monitoriza parametrii vitali și pot oferi biofeedback, feedback în timp real. Sistemele de realitate virtuală pot crea medii imersive pentru relaxare profundă și meditație. Dar, la ora actuală, experiența mea mă pune în situația de a spune: orice faceți, trebuie să aveți ultimul cuvânt. Adică, păstrați-vă acea masă a controlului. Nu vă lăsați în voia aplicațiilor. E un început, dar dacă vreți să obțineți performanță, trebuie să conduceți, să colaborați cu aplicația. Și asta este esențial.